Păi dar fiecare ar duce gunoi, punem gunoi în sac, dar unde să-l ducem? Unde? No, eu duc, eu pun sași, eu pun sași cu gunoi și-i duc în preu și-i dau foc. Că dacă-i pun în spate, unde să-i duc? Unde? Nu există nicio groapă. Nevoie sunteți autorități, arătați-ne o groapă. Să știi unde v-a scris în drum spre groapa de gunoi, cum am văzut la mălini, la pistet. La noi nu există așa ceva. Satul Găinești din comuna Slatina are 600 de case și 2800 de locuitori. Toți aruncă gunoaiele în albia râului Suha, nu neapărat din rea voință sau comoditate, ci pentru că nu au de ales. Dacă nu sunt genii pentru gunoi, n-a dus și primarul în sat, genii gunoi, unde să ducă un gunoi? Să-l ducă în Slatina? Mai mult, sătenii se plâng că și turiștii înrăutățesc situația deșeurilor și așa ajunsă la extrem. Vin la iarbă verde aici de la vale și până în deal, noi suntem în pădure. Mănâncă și mizerie, nu? Mizerie! Sași cu gunoaie, sticle, nu poate să le deai foc. Oamenii spun că la Găinești tot timpul au fost probleme și fac mereu comparație cu localitățile învecinate, unde primarii au putut gestiona aspectul deșeurilor. Da, când te duci la primărie, ai plătit pentru salubrizare. Când trebuie să-ți iei ceva, ai plătit salubrizarea, ei adeverință. Nu ai plătit, nu ei. Dacă îmi trebuie o adeverință să mă aduc să-mi dea că-s bolnavă, n-am plătit salubrizarea. Ea este o ești una care și are bani pentru salubrizare, dar nu știu ce e. Cred că avem vreo 3 sau 4 ani de zile când se plătea și salubrizarea. Uitați și dumneavoastră cum apar văile noastre și satul nostru cu gunoaiele care există în jur. Un focar de infecție extraordinar de mare. Oamenii se feresc, ne tot întreabă, pe noi ne-au ales consilieri și noi bat extraordinar de mult, domnule. Când reușim, când s-au adus niște buncării de gunoi, stau la primărie, nu știm care-i treaba, domn primar nu ne explică nici într-o ședință, nu spune nimica. Întrebat și el despre starea deșeurilor din Găinești, primarul comunei Slatina, Ilie German, nu comentează acest aspect. Cât despre viceprimarul comunei Slatina, Gheorghe Mogârzan, acesta are lucruri mai importante de făcut. Mergem împreună la Găinești cu mașina mea? Azi nu merg, mă duc la Suceava, că Suceava la partid, la 10 despre la ședință la partid, la Suceava. Cei care s-au sesizat de nenumărate ori au fost cei de la Garda de Mediu. Numai anul trecut, primăria Slatina a fost amendată cu 300 de milioane de lei pentru problema deșeurilor. Chiar și în această perioadă, doi comisari de la Garda de Mediu controlează gaterele din zonă, considerate și acestea o mare sursă de poluare, urmând a se stabili și concluziile. Până una alta, turiștii care vin în comuna Slatina pot vizita nestingheriți Muzeul Gunoaielor din Găinești.